Bine v-am găsit, dragi prieteni, la nouă ediție Sport Arena la zi. Suntem live aici pe Metropola TV, dar și pe Sport Total FM. Și pentru ascultătorii noștri de la radio, care nu au apucat să vadă imaginile de mai devreme, astăzi, ce să vedeți, am lăsat fotbalul deoparte și mergem către o altă disciplină sportivă foarte apreciată în România, de altfel. Alături de mine în studio este și colegul meu, Ionel Luțan. Bună, Ionel! O nouă zi, alt sport, începem. Alt invitat! Bună, Alice, exact, bine te-am regăsit! Niciodată, nicio zi fără un alt invitat, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit. Și fără alte introduceri, alături de noi este Tudor Mihăiță. Bună, Tudor, bine ai venit pe la noi! Bună, mulțumesc mult pentru invitație! Deci, așa cum ai înțeles și din introducerea mea, pentru faptul că noi ne axăm în general mai mult pe fotbal, pentru că acolo se întâmplă în fiecare zi câte ceva, deci nu poate să treacă o zi fără să... Nu neapărat de bine, adică... Exact, nu trece o zi fără să cadă guvernul, cum se spune. Da. Dar astăzi am luat o pauză și te-am chemat pe tine ca să stăm puțin de vorbă despre ceea ce ai făcut tu, ceea ce faci tu în continuare, și aș dori să le luăm pe rând. Și o să te întreb, de ce arte marțiale, de ce jiu-jitsu brazilian? Cum a început toată povestea asta? E o poveste lungă și o poveste care pentru mine a fost dificilă și în momentul în care chiar le spun elevilor la sală că artele marțiale, că tot vorbim de sport și vorbim de fotbal și așa mai departe, pe lângă această componentă de educație fizică, care poate să presupună sănătate, dezvoltarea atributelor fizice și așa mai departe, este și o parte de filozofie de viață, pe care evident că poți să o întâlnești și în alte sporturi, dar este mult mai pregnantă în artele marțiale. Și le spun că în momentul în care mă uit în trecut la cum am început eu să practic jiu-jitsu brazilian, care nu era în România, la vremea respectivă am fost prima persoană care a adus pionier, da? Când mă uit în urmă îmi dau seama că a fost foarte greu, dar la momentul respectiv mi se părea că este foarte interesant ce fac și asta le spun că în momentul în care faci ceva cu pasiune, și nu-ți dai seama cât de greu e, ci îți dai seama peste câțiva ani cât de greu a fost, faci un lucru cu mare pasiune și e un lucru foarte important de făcut în viață. Am descoperit jiu-jitsu brazilian târziu, la 26 de ani, nu exista în România. Am început să călătoresc afară să învăț, dar am învățat foarte mult de unul singur, din diferite resurse care la vremea respectivă oricum erau limitate. Și am plecat de la a face antrenamentele în sufragerie pe covor cu vărul meu la a ajunge astăzi în momentul în care avem 3 săli în București, în total 17 cluburi care aparțin de organizația noastră atât în țară cât și în Cuveit, Moldova și Olanda. Și avem peste 5.000 de medalii la nivel intern și internațional, incluzând 22 de titluri europene și 12 titluri mondiale. Dintre care și tu deții câteva dintre ele. Am și eu patru titluri europene. Îmi doresc ca anul ăsta, la categoria mea de vârstă, să merg la mondiale. Cu toată situația asta cu COVID-ul s-au complicat foarte mult lucrurile și sper să ajung la un mondial și să... măcar să iau o medalie, dacă nu chiar aur. Da, Tudor, spuneai că antrenamentele s-au derulat la început pe covor. Câte covoare ai rupt acasă până când ai ajuns la un nivel respectabil? Sau câți vecini au venit și au spus, băi, ce se întâmplă la voi în casă? Să știi că ce e interesant, când am făcut prima săliță, aveam un internet cafe, avea 23 de metri pătrați, ceva infim, și luasem niște saltele improvizate într-un magazin din ăsta de materiale de construit, care se rupeau frecvent și trăgeam cu scociu peste și la un moment dat ajusese că toată suprafața era de scoci. Deci are legătură cu realitatea ce mă întreb tu. Și de acolo s-a dezvoltat până când, astăzi cel puțin în București, clubul nostru Absoluto, avem în București 3 săli, una am deschis-o acum 6 luni, în zona de nord a capitalei. Da, și fără exagerare este cea mai modernă sală din Europa și oricum top 5 în Europa, top 5 în lume, și cine vrea să vadă dacă așa este, poate să ne caute pe internet și să vadă imaginile. Păi, să știi că am vorbit cu Ionuța Todireasa, care a venit și el pe la noi și același lucru ne spunea, că are și el la rândul lui foarte mulți elevi, foarte mulți oameni din zone atât de diferite social vorbind, adică fie că sunt ei corporatiști, fie că sunt tineri, fie că vin pentru autoapărare, fie că vin pentru a-și regla problemele cu sine, cum ar veni, și aș controla foarte bine emoțiile. La fel, cred că este și în cazul tău, nu-i așa? Ai elevi din mai multe categorii? Uite, se vorbește foarte mult de fotbal, cum spuneam, și sunt atâtea sporturi la Jocurile Olimpice de la Tokyo care ne reprezintă țara. fenomenul artelor marțiale, și nu este vorba doar de jiu-jitsu brazilian pe care îl practic eu, artele marțiale sunt foarte dezvoltate în România. Dacă luăm ca număr de practicanți, nu doar cei legitimați la federații, că sunt foarte mulți care nu sunt legitimați, fiind foarte mulți copii, eu cred că este pe locul 2 după fotbal ca număr de practicanți în România și este un fenomen care este cumva mai ascuns așa, adică nu suntem foarte mult la vedere, nu suntem la știrile de la ora, nu știu la cât aveți voi știrile din sport și este un fenomen cumva mai puțin băgat în seamă, mai ales în zona de media, dar care la nivelul populației este foarte dezvoltat, pentru că gândiți-vă că un părinte, în momentul în care se gândește la niște activități pentru copilul lui, una dintre ele cu siguranță la un dat este karate, chit că cu karate înglobez mai multe arte marțiale și sălile în general sunt pline în țară. Eu merg mâine, țin 2 seminarii la Năvodar și Constanța, unde avem 2 cluburi afiliate și sălile sunt pline cu copii și cu adulți, dar vă spun că este un fenomen generalizat și mă bucură foarte mult chestia asta. Săli tot mai bine, știu eu, dotate, utilate, nu? Iată, tot mai mulți sportivi, care ar fi secretul, Tudor, că iată, cât mai mulți tineri vin către această disciplină, cât mai mulți oameni. Spuneai că reprezentativitatea este la ea acasă. Da, pentru că există această componentă. În momentul în care mergi la fotbal sau mergi la volei sau mergi la orice alt sport, în general, practic, practicabilitatea directă este că devii mai sănătos, poate slăbești și așa mai departe. La artele marțiale înveți un skill care este un skill de viață. Noi o numim asigurare de viață. Înveți să te aperi pe tine și pe cel de lângă tine într-o situație care poate fi foarte periculoasă. Confort acest lucru ție. Îți dă o încredere de sine foarte mare și asta se traduce mai departe în viața ta de zi cu zi și faptul că poți să ieși de acasă și să mergi fără să te temi. Și ajungem la fete. Fetele, în general, eu spun mereu chestia asta. Ele investesc foarte mult în ele, nu știu, coafor, manicură și așa mai departe, dar aproape nicio fată nu investește 3 luni, 6 luni într-un curs de arte marțiale care să o facă să înțeleagă ce înseamnă să previi niște situații care pot fi tentative de viol sau tâlhării, care sunt niște situații de viață și de moarte. Și mie mi se pare că datoria mea și unul dintre motivele pentru care sunt aici la voi este să spun oamenilor că o parte componentă importantă din viața oricui, în special copii, dar mai ales și fete și băieții, să facă un curs de arte marțiale, cât că înseamnă 6 luni, ca să poți să înțelegi în special ce este prevenția. Nu neapărat să te lupți, că din momentul în care te lupți, 90% ai pierdut lupta, chit că tu câștigi, pentru că consecințele pot să fie foarte grave, dar să înțelegi ce trebuie să faci ca să previi. Eu știu că voi la Absoluto și țineți genul ăsta de cursuri speciale și pentru femei. Mi-aduc aminte că au fost câteva și au apărut pe pagina voastră de social media, special pentru a ajunge la ideea aceea de să previi în loc să combați. Cred că ești de acord cu mine că foarte mulți oameni care vin în scopul de a învăța să se apere, în scopul de a preveni ceva, vin în urma unui eveniment neplăcut și nu vin înainte. Așa este, nu? De cele mai multe ori, da, și în special cu persoanele de sex feminin, vin după ce au avut o mică problemă, mai mică sau mai mare, și ajung la noi când ar fi fost foarte bine să facă chestia asta înainte. Cum spuneam, eu simt că am o misiune așa evanghelică, fără conotația religioasă, de a le spune oamenilor cât de importante sunt artele marțiale pentru ei, ca și sport, ca și activitate fizică, și încercăm să-i aducem în săl, pentru că partea de performanță din ceea ce înseamnă clubul nostru Absoluto este foarte mică, undeva la 2% dintre cei care vin în sălile noastre, și restul este vorba de oameni care vin de hobby, oameni care vin la 30, 35, 40 de ani, indiferent de calitățile fizice, de experiența prealabilă, și încep să practice un sport care le aduce foarte multe beneficii. Da, cei care vin pentru prima oară sunt convinși încă de atunci, sau este nevoie să mai vină de 2, 3, 4 ori până când se vor convinge că trebuie să rămână, nu? La cursurile tale. Într-adevăr, oamenii în general ne caută ei pe noi. Noi suntem avem o mașinărie de marketing foarte puternică, suntem peste tot pe social media cu campanii și așa mai departe, dar oamenii ne caută foarte mult și pe motoarele de căutare, caută cursuri autoapărare, cursuri de jiu-jitsu, arte marțiale, și ajung la noi, și scopul nostru este să-i facem facem ca în momentul în care au intrat în sala noastră să se simtă în primul rând în siguranță, pentru că există tot felul de mituri din astea, ca la box, vii la box și în prima zi sparge nasul. Și eu am pățit asta, chiar îi povesteam lui Alice, un antrenor de box îmi spunea, zice, vrei să nu te bată nimeni, eram la școală, cred că eram clasa 5-a, vino la box, m-am dus la box, până a venit antrenorul, colegii îmi spunea, vezi că prima oară vine și îți dă pe la spate, cu o scândură și îți rupe nasul, când am auzit am plecat imediat, până a venit antrenorul, am plecat. Exact ce spuneai. Da, vezi, adică antrenorul poate a pierdut un viitor campion mondial sau olimpic, că vorbim acum de Tokyo, sau de o persoană care dobândea la momentul ăla niște skill-uri care i-ar fi folosit mai departe. Nu știu dacă ai continua să faci altceva, dar scopul nostru este să-i aducem pe oameni în sală să înțeleagă că este pentru oricine, indiferent de vârstă, avem grupe de la 4 la 80 de ani, și că sunt într-un mediu sigur, că începătorii fac separat de avansați, că nu te bate nimeni și că antrenorii sunt acolo pentru tine să te ajute să te dezvolți în direcția asta. Mi se pare atât de în urmă în timp această percepție total eronată vis-a-vis de artele marțiale, cum că încurajează la violență, cum că în urma acestor cursuri începi și bați pe toată lumea în stânga și în dreapta. Nu este adevărat și dacă ești la un clic distanță în zilele noastre să cauți ce înseamnă arte marțiale, de unde au pornit ele și faptul că tot ceea ce face această disciplină cu totul este să te disciplineze la propriu pe tine și să știi să previi sau să combați, așa cum spuneam, un eveniment neplăcut. Adică e mai mult o educație mentală și fizică în echilibru, dacă nu... Corectează-mă dacă e exact. Da, așa este. Câinile care latră nu mușcă. Adică cel care vrea să sară, vrea să-ți dovedească ceva și... Noi considerăm că pleacă dintr-o lipsă de încredere de sine. În momentul în care ai încrederea de sine, care ți-o dau artele marțiale, în momentul în care ai plecat din sală, știi că ai capacitatea ca în 99,9% din cazuri să rezolvi orice situație de conflict pe care o întâlnești pe stradă. Acei 0,01% sunt niște campioni mondiali cu care mai bine te-ai antrenat decât să te lupți pe stradă. Și atunci noi asta vrem să le spunem și de fapt oamenii asta ar trebui să înțeleagă că acolo înveți cât de puternic poți să devii și cum ceea ce tu înveți, capacitățile pe care le deprinzi într-o sală de arte marțiale pot fi letale la un moment dat. Și artele marțiale sunt efectiv ca un cuțit. Cu un cuțit poți să tai o felie de pâine, să te hrănești sau poți să omori pe cineva. Și în momentul în care cuiva îi dai această putere, îi dai în același timp și încrederea de sine, că nu mai are nevoie să folosească asta ca să dovedească ceva. Pentru că, în general, luptele se întâmplă pe stradă, sunt niște jocuri de putere, în special între bărbați, de dominare. Cine e alfa male, vreau să-ți arăt eu că te domin, este tot timpul o escaladare. El mă înjură, eu îl înjur, el îmi dă o palmă, eu îi dau un pumn și așa mai departe și să ajunge la un conflict de proporții. Și în momentul în care ești într-o sală de arte marțiale, nu mai ai nevoie să dovedești asta și pentru că tu... Asta în spațiu exterior. Nu mai ai aceeași pornire în viața ta de zi cu zi în spațiul exterior. Numai că înțelegi, înțelegi cum să-ți consume această energie, care într-adevăr uneori poate să fie o energie negativă, sunt tot felul de probleme emoționale la oameni, dar eu cred că și în zona de arte marțiale genul ăsta de oameni nu rezistă dacă au acest gen de probleme. Ne spuneai, Tudor, de această paletă foarte largă de competitori de la 4 la 80 de ani. Antrenorii care se ocupă sunt specializați pe anumite segmente de vârstă, să spunem? Da, avem antrenori specializați, cum spunea Ionuț, este unul dintre ei și avem de la grupele de copii, avem grupe de 3-5 ani, care este o grupă specială. E greu să înveți un copil între 3 și 5 ani să-l înveți arte marțiale, dar este ca o inițiere, este în primul rând zona de motricitate, zona de disciplină de care spuneai și în general părinții să știți că aduc copiii la arte marțiale în primul rând pentru disciplină. Nu se gândesc exact ce învață pe acolo, învață să se lupte, nu contează, să se disciplineze și există această formă de disciplină în artele marțiale și ulterior avem grupele de adulți, ca apoi să avem grupele de performanță și sunt grupe care se antrenează separat. Tu antrenezi și campioni și persoane care au plecat pe drumul ăsta către o carieră foarte bună. Povestește-ne un pic despre ei. Ne-am întors acum de la campionatele europene care s-au desfășurat la Frankfurt, o federație foarte puternică la nivel mondial. Nu a fost cel mai fericit campionat al nostru de când sunt eu antrenor de lot național din 2010. Este singurul campionat european sau mondial de la care nu ne întoarcem cu nicio medalie. Avem un schimb de generații, avem mai multe motive, ca să zic așa, obiective pe care am putea să le punem în față, ne-am putea găsi o grămadă de scuze, dar părerea mea a fost că tot timpul trebuie să ne uităm la unde am greșit și ce putem să îmbunătățim. Și pentru noi de fiecare dată este o mândrie în momentul în care ieșim din țară și purtăm culorile țării, culorile României, și reprezentăm țara și clubul și avem mondiale în noiembrie și de acolo sperăm să ne întoarcem cu medalii. Da, cât de reprezentativ este Tudor să obții un titlu european? Iată, tu ai numai puțin de 4 la număr, cred că ajungi foarte greu acolo, dar așa cum este în sport, te menții și mai greu, nu? Pe prima treaptă a podiumului. Da, e o discuție foarte largă și eu tot văd pe social media în perioada asta cu Jocurile Olimpice de la Tokyo, o întreagă discuție în jurul sportului și de ce nu obține medalii, dar de ce a pierdut, dar de ce locul 4 și nu a fost băiatul de la natație care a luat locul 4. Este foarte, foarte, foarte greu să obții medalii la nivel mare de performanță. Noi în viața de zi cu zi, sau oamenii normali în viața de zi cu zi, nu le cere nimeni o performanță de genul: domne, ești, nu știu, contabil sau ești vânzător la magazin, trebuie să fii în primii 3 din lume. Trebuie să fii în primii 3 contabili din lume. Nimeni nu cere genul ăsta de performanță. Și atunci noi nu înțelegem la un moment dat, domne, ce înseamnă performanța în orice domeniu, înseamnă chiar și de făcut avioane de hârtie. Și oamenii ăștia care încearcă să obțină aceste rezultate, trebuie să le înțelegem în întreg contextul țării noastre. Adică noi suntem niște mari performări așa în economie, nu știu, în industrie, în alte domenii, nu suntem. Adică suntem și noi. Totuși că sportul oarecum reflectă starea societății, nu? 100%. Și atunci, în momentul în care le cerem acestor oameni care, încă o dată, nu au nicio datorie față de noi, domne, trebuie să obțină medalia aia pentru mine. Pentru că astăzi au fost Jocurile Olimpice de la Tokyo, a ieșit la natație băiatul ăsta care, uite, dovadă că nici eu nu știu numele. Popovici. Și după aceea, peste o lună, nu o să mai vorbească nimeni de el decât până la următoarele Jocuri Olimpice, unde o să-i ceară, a luat argintul, cum s-a întâmplat în cazul Ana Mariei Brânză, dar de ce n-a luat aurul? Da, exact la situația ei mă gândeam, în momentul în care vine cineva și te critică de ce ai luat locul 2 și n-ai luat locul 1. Și apoi aș veni eu și l-aș întreba pe cel care se grăbește să arunce cu piatra și se pregătește să arunce cu noroi: tu la ce ești cel mai bun în lume? Tu la ce ești pe locul 2 în lume? La nimic? Ok, atunci stai în banca ta. Exact, exact. Gândiți-vă, eu dau mereu exemplu cu 100 de metri. Deci oamenii ăia se antrenează 4 ani într-un regim infernal, pentru că lumea vede în momentul în care sportivii ăștia vin pe scenă. Ei văd pe scenă, dar ei nu văd ce se întâmplă în spate. Ore și ore în șir de muncă, de situații în care n-ai chef la 6 dimineața să te trezești, să te duci la antrenament, că te doare o coastă și ai 2 luxații și nu știu ce și tragi din dinți, pentru că, să fim sinceri, sportivii de performanță, dintr-un anumit punct de vedere, sunt dezechilibrați emoțional. Nu poți să spună nimeni că în momentul în care tu faci 6-8 ore de antrenament, ani de zile în continuu, uneori zi de zi, mort copt, indiferent ce probleme exact, ai acasă, tu poți să spui că ești un om perfect echilibrat emoțional și ai și o viață socială și așa mai departe. N-ai cum, trebuie să te axezi numai pe chestia aia. Da. Și revin la competiția asta, la sprint, la 100 de metri. Gândiți-vă că o să fie 100 de metri, care este regina probelor la atletism, și între primul și ultimul, sau hai să zicem între primul și al patrulea, care nu o să prindă nicio medalie și nu o să mai știe nimeni niciodată despre el. Și eventual se mai aruncă și în el cu ceva noroc. Este o fracțiune de secundă. Deci în această perioadă foarte scurtă, toți acei 4 ani ai tăi s-au risipit. Și cineva spune despre ăla, îi dăm toți laurii din lume, locului 1, și locul 4 care a fost la chestia asta, după 4 ani de muncă, nu-l mai știe nimeni. Și atunci noi avem cumva îndrăzneala să spunem: da, domnule, locul 4, a luat la natație locul 4, păi da, ce? Noi de ce nu am prins și noi o medalie? Dar du-te tu, exact. Dar nu înțelegem contextul, eu repet, asta spun, hai să ne uităm, ce baze sportive avem noi, ce baze, hai să luăm natația, de exemplu. Ce bazine avem noi? Hai să ne uităm în București, nu mai vorbim de în țară. Hai să vedem ce terenuri sunt de handbal, de basket, de fotbal. Hai să vedem ce patinoare sunt, că nu mai avem patinoare. Mai și există, atunci da. Vedem ce bani sunt în sport, cât câștigă sportivii, ce se întâmplă cu un sportiv care până în Jocurile Olimpice face o accidentare gravă, care nu îi mai permite să participe și el la 27-28 de ani nu știe să facă nimic și el trebuie să se reintegreze social, neavând niciun skill legat de meserie, și atunci noi am vrea ca el să ia nu știu ce medalie, dar el de fapt nu are nicio datorie față de noi. Dar tu spui, doar că lipsește cumva pentru toată lumea și o cultură sportivă adecvată pentru a vorbi exact despre sport la obiect, nu? Da, da. Aici e o problemă generală. Eu sunt un fan al sportului de hobby, un sport, o piramidă inversată. Nu punem performanța sus și sportul de masă, nu punem sportul de masă, ar trebui să punem sportul de masă sus și performanța jos. Pentru că dacă n-ai un sport de masă, n-ai un sport de hobby, e greu să scoți performanța. Și sportul de masă, până la urmă, pe tine ca stat, te interesează să-ți dai niște bani la sport, în primul rând să ai niște oameni sănătoși, să ai o nație sănătoasă, care să nu ajungă în spitale, să nu cheltuiască, să-ți ia din banii de la sănătate și nu să-mi ia, nu știu cine, medalie de aur la canotaj într-o țară în care câtă lume face canotaj. N-am nimic cu canotajul, că este o muncă enormă, dar relevanța socială este mică. Vorbim de imaginea României în lume. Hai să vedem care este return of investment-ul faptului că a luat nu știu cine ca imaginea României, că ne batem cu pumnul în piept, dar care e câștigul nostru? Evident. Și atunci eu spun, haideți să avem sport în țară, toată lumea pe cât posibil să facă sport și banii pe care îi dăm noi, un buget de 2 milioane, 3 milioane unei federații care încearcă să ne aducă nu știu ce medalie, hai să-i dăm în niște campanii, să intrăm pe social media, să le arătăm tinerilor din ziua de azi ce înseamnă să facă sport, un mesaj pe adresat lor, pe care să-l înțeleagă, nu într-un limbaj de lemn, cum s-a mai făcut până acum, și să-i avem în sălile de sport, să facă sport, să fie sănătoși și acolo este rezultatul. Și finalitatea după aceea. Dar după aceea să încercăm să facem în alta performanță. Bulgărele ăsta se tot rostogolește, pentru că degeaba ajunge mesajul acolo unde trebuie dacă infrastructura nu există. Și după cum știi foarte bine, pentru că te plimbi foarte mult prin țară și ai văzut mediile în care se desfășoară anumite lucruri, dacă am aceeași sală de pe vremea cealaltă, cu aceleași dotări, cu aceleași, cel puțin la gimnastică, eu nu cred că pe undeva e aparatura nouă. Poate pe aici, prin București, unde s-au mai privatizat lucrurile. Și uite, Ionel, am rămas la întrebarea ta, când l-ai întrebat cum de sunt sălile la ei atât de pline. Este și asta un factor, faptul că cumva artele marțiale au intrat într-o zonă privată, sunt din fonduri private și de aia sunt atât de bine puse la punct și de aia e atât de multă lume? 100%. Îți dau dreptate, sunt de acord. Am zis uneori, hai să lăsăm 5 ani toate federațiile fără bani de la stat, să vedem care supraviețuiește. Luând bani de la clientul direct. Clientul direct cine este? Este practicantul. Okay? Avem cine intră în sală și plătește un abonament de 10 lei, 20 de lei, nu contează cât e, și să poți să te susții din banii ăia, poate să te susții de la sponsori cărora le oferi ceva de valoare în schimb, nu că vine statul și îți dă niște bani. Este un sistem, din punctul meu de vedere, complet greșit. Este un sistem vechi, cu diferite interese politice. În momentul în care, din punct de vedere financiar, statul român stătea cu totul și cu totul altfel. Și în momentul în care prin sport puteai să faci ceva, puteai să te realizezi în viață. Hai să fim serioși, înainte de 89, când erai sportiv, puteai să ieși din țară, mai cumpărai un video, pereche de blugi, îi vindeai și așa mai departe, puteai să vezi lumea, aveai niște posibilități. Acum, tinerii din ziua de azi, e greu să-i spui copilului să le iei de mână, să-l duci zi de zi la antrenamente, la, nu știu, haltere, ca să se realizeze în viață. Și atunci noi trebuie să facem acest shift și să spunem oamenilor, e bine să faci sport pentru tine, să fii sănătos, nu că îl duci pe copil și devine el, ia aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Da, dar pe de altă parte, când lucrezi direct cu clientul și cu banii lui, tu ca și antrenor ești oarecum mai responsabil să oferi tot ceea ce dânsul așteaptă, respectivul. Ai un produs pe care îl pui pe masă. Noi ne punem pe masă ce oferim noi și oamenii pot să aleagă de la noi sau de la încă 20-30 de cluburi din București și atunci noi trebuie să vedem care este nevoia acelui om, acelui client. Orice produs din lumea asta, el servește o nevoie. Dacă tu ai nevoie să suni pe cineva, eu o să-ți dau un telefon, tu o să vrei să-mi dai X lei. Dacă cineva are nevoie să fie mai sănătos, să învețe să se apere în momentul în care iese din casă pe stradă sau poate chiar și în casă, noi putem să-i oferim lui sau ei acea nevoie, să o satisfacem. Și atunci vine în sală și nu ne dă niciun stat, nu luăm niciun ban de la stat, totul este în zona privată, oferim chestia asta și performanța este cumva, din punctul meu de vedere, și sunt antrenor și la Loto Național de Jiu-Jitsu, în cadrul Federației Române de Arte Marțiale, este un moft. Pentru că, din punctul meu de vedere, în special dacă tratăm în zona de business și ce încercăm noi să oferim, ne ia din timp și din resurse, banii pe care îi alocăm sportivilor să meargă la nu știu ce competiție, am putea să-i alocăm, poate să facem niște campanii, să atragem mai mulți copii în sală care să facă sport, să fie fericiți și copilul care, părintele cu copilul sau adultul care vin și îți dau în fiecare lună 10 lei pe abonament, este un om mulțumit, că altfel nu ți-ar mai da. Da, și vin din ce pe când statul știm exact cum lucrează, ce interese sunt, nepotisme și așa mai departe. Bine, dacă intrăm în sfera aia, nu o să terminăm niciodată și uite, voiam să te întreb, pentru că să știi că dacă pe partea de marketing ai un flair anume, cred că știi și cred că știm cu toții poate și de unde vine acest talent al tău, nu-i așa? Tatăl tău fiind marele actor George Mihăiță și care, eu am făcut actorie. Și pentru mine e oarecum o onoare treaba asta și o să vreau să te întreb, Pentru că știu din familiile de artiști că se pleacă pe aceeași filieră, cum din familiile de contabili se pleacă tot acolo, sau cei care sunt notari, ai un loc acolo că mă pensionez eu și te bași tu. Cum de nu te-ai dus în zona asta? Păi eu m-am dus că tata în BD la Munte și la Mare, spune la un moment dat, știu și jiu-jitsu, când îl ia Toma Caragiu cu Papa Iani și... da, glumesc. Tata, chiar vorbeam recent cu un prieten și îi spuneam că tata a avut un spirit antreprenorial foarte dezvoltat imediat după Revoluție. A făcut revista Salut, a fost o revistă foarte celebră printre adolescenți, a fost chiar un fenomen. Ulterior a făcut o cafenea, a avut un magazin și așa mai departe și spiritul ăsta antreprenorial probabil că l-am preluat. Și eu întâi m-am îndrăgostit de jiu-jitsu și ulterior am înțeles că dacă vreau să fac această misiune a mea pe care o am de a răspândi jiu-jitsu și oamenii să înțeleagă cât de benefic este și faptul, de exemplu, fac o paranteză că am ajuns să fim în 3 țări din afara României, să răspândim în ceea ce încredem noi, mie mi se pare că e o realizare foarte mare, foarte mare, și am ajuns să înțeleg că trebuie să fac, să înțeleg business-ul, să înțeleg antreprenoriatul ca să pot să fac o chestie de succes legat de asta. Da, nu știu ce să zic, nu prea te cred, tocmai de asta aș vrea să întreb direct la sursă, prin urmare o să-l întreb chiar pe tatăl tău, pe George Mihăiță, pe care îl avem la telefon acum. Bună seara! Să văd mâna, nu știu dacă are dreptate, pentru că astăzi l-am dus la școala pregătitoare, la școala 56, din toamnă va intra în clasa 0. Nepotul. A, păi... Nepotul! Tocmai l-am întrebat pe Tudor cum se întâmplă, pentru că asta spuneam, de obicei din familiile de artiști și copiii pleacă tot pe filiera asta și aici nu s-a întâmplat asta. Nu-l vedem pe Tudor pe scena teatrului sau în fața camerelor de filmat și îl vedem în sală. Cum s-a întâmplat treaba asta? Tudor a plecat mult mai deștept decât mine la ceea ce întreprinde el și vreau să vă spun că sunt plin de admirație pentru tot ceea ce face. Eu auzisem acum 20 și ceva de ani, când el încă nu intrase în sportul ăsta, că într-o sală se antrena cu nepotul meu, cu vărul lui. Și îl trântea pe ăla și îl trântea. Dar târziu am auzit. Ca după aceea el comenta la radio și comenta împreună cu cineva la început și spune respectivul, te aduci tu? Eu nu știam că el practică jiu-jitsu, nu mi-a spus. Și îi spunem, te aduci aminte când ai luat tu medalia de bronz în Ungaria? Și atunci zic, dar ce sport faci tu? Păi uite așa, uite așa. Eu ca tată, vă dați seama, mă gândeam, îl strânge unul de gât. Ce se întâmplă? Și când am văzut că a ieșit... campion european la categoria lui de vârstă, acum vreo 2 ani, am zis, nu pot să mă mai bag. Iar acum, așa cum a spus și colegul meu Ionel aici de față, campionul crește campion și iată că lasă ceva în urmă în ceea ce înseamnă sportul, unde fix despre asta discutam, în România e un val întreg, un tăvăluc de probleme în ceea ce privește sportul și organizarea lui din toate punctele de vedere. Așa este, eu sunt mândru de ceea ce a realizat Tudor și iată că am ajuns să fiu invitatul lui în emisiuni, ceea ce mă bucură enorm. Știi cum acum, Tudor, e mult mai ușor și pentru mine. Ce e interesant că tata și acum, știi că părinții rămân tot timpul părinții tăi, indiferent ce faci, și eu la 44 de ani, când mai merg la competiție, tata încă mai îmi spune, dar nu te mai duce, n-are rost, poți să te accidentezi. Vă gândiți la binele lui, exact, că așa e, părinții rămân toată viața părinții. Ionel, dacă ai o întrebare pentru domnul. Da, bună seara, domnule Mihăiță. Noastră, poate că aveați alte așteptări de la fiul dumneavoastră să urmeze poate vreo disciplină sportivă, fotbal, handbal, basket, volei, de ce nu? Așa, reformulează întrebarea. Nu, spuneam că dumneavoastră poate ca și părinte... Înțeleg ce ai spus. Nu. Sigur că eu mă așteptam, el a scris și scenarii de film, a participat, nu știu dacă v-a spus, câteva scenarii, a jucat și în filme, un film Expediție, a avut unul din rolurile principale, dar iată că s-a îndreptat și bine că s-a îndreptat spre acest sport, el l-a adus de fapt în România. Știți la ce mă gândeam acum? Tudor ar fi fost perfect pentru acele cursuri din facultatea de actorie, de lupte și de scrimă și de luptele de scenă, așa cum se făceau, pentru că așa e, știm foarte bine cum stăm și la capitolul ăsta în ceea ce privește educația, dar nu mai intrăm în acest subiect. Cred, sunt convins, da. Oricum, mă bucur și mi-a făcut plăcere, chiar mare plăcere că m-ați invitat și pe mine prin telefon să vorbesc despre Tudor. Mulțumim tare mult, domnule Mihăiță. Cu tot dragul, Tudore, du-te acasă că te așteaptă copilul. Am antrenamente în seara asta. Mai avem câteva minute, îl mai ținem un pic. Bine, vă rog, vă mulțumim tare mult. Drag. Deci, uite, am făcut așa o surpriză. Eram curioasă să aflu, pentru că mie nu mi se pare normal. Deci, de la actorie, rămâi la actorie, că eu cu asta sunt cu sufletul. Dar acum, dacă ai deviat și te-ai dus către... Și să știi că se făceau și în facultatea de actorie, se fac luptele de scenă și de săbii și de tot ce înseamnă, cumva, niște arte marțiale. Chestia asta cu copil de vedetă și, uneori, chiar și copil de bani, gata, pentru că m-am urmărit chestia asta de-a lungul timpului, vine cu chestii bune, dar vine și cu foarte multe chestii mai puțin bune. Și unul dintre lucrurile care sunt mai puțin bune este faptul că oamenii ajung să te judece în funcție de imaginea tatălui sau de calitățile lui și așa mai departe. Și eu probabil că am înțeles la un moment dat, într-un mod poate subconștient, că dacă voi ajunge undeva, o să se spună, da, dar e băiatul lui. Și în momentul în care am ajuns la jiu-jitsu, mi-am dat seama că în sport nu contează băiatul cui ești, că în special în momentul în care ești pe saltea acolo și, cum spune tata, vrea la să te strângă de gât sau să-ți rupă o mână, nu-l mai interesează că ești băiatul lui George Mihăiță sau ești băiatul, poate nu știu, din contră. Și cumva, poate că pentru mine asta a fost și o salvare în zona în care să-mi confirm mie că nu trebuie să depind de tata pentru ceva. Și un alt lucru care are legătură cu el este faptul că el mi-a dat încrederea că pot să fac orice și nu a fost niciodată genul de părinte, la fel și el și mama, că mi se întâmplă des chestia asta, merg la emisiuni și lumea mă întreabă, dar tatăl tău, dar ce face și așa mai departe, e sunat și mama spune mereu, măi mama, dar n-ai spus nimic și nici despre mine. Și spune, mama, dar... Acesta este momentul, pentru că mamele sunt întotdeauna cele din spatele copiilor, indiferent că acest copil are 40 de ani. Deci, da, da, am doi părinți foarte ok, care mi-au dat niște lucruri care am primit în viață, care m-au ajutat foarte mult, atât în cariera sportivă, cât și în viața mea de zi cu zi. Și cum spuneam, legat de tata, m-a încurajat foarte mult să-mi urmez visul, nu m-a împins niciodată într-o anumită direcție, ba chiar cred că la un moment dat, în momentul, cum spuneam, și l-am jucat într-un film, eram clasa 6 sau 7, au venit să dăm niște probe, să fac o selecție la școală, m-au luat, nu știau cine sunt. Și deci eu deja... A fost pe bune, da. Nu știu, acum trebuie să întrebăm pe tata. Și trebuia să plec 3 luni, să lipsesc 3 luni, era oricum în vacanța de vară, dar se mai intra un pic și la școală și pe vremea aia îmi dădeau vreo 16.000 de lei. Erau pe vremea când o salariu era cam vreo 2.000 de lei. Și eram în clasa 6 sau 7 și le-am spus, zic, dar eu de acum nu mai trebuie să mai merg la școală. Și ei cumva au fost șocați așa și tata cumva la un moment dat, cred că nu m-a oprit să fac chestia asta, dar nici nu m-a încurajat. Știind la rândul lui că este o meserie foarte grea. Unde... Ce atrage după sine. Da, și este cumva ca sport, adică trebuie să performezi. În momentul în care ești acolo, trebuie să arăți ceea ce știi, pentru că ești taxat. Și ori degeaba ești, pentru că e parte din tine. Și e o meserie foarte grea. Exact. Dar dumnealui, când are timp, te-a văzut la competiții, a venit lângă tine, a fost în sală prezent. Prima dată când a venit la o competiție, la noi sunt niște tehnici în jiu-jitsu brazilian, tehnici de strangulare. În momentul în care este realizată foarte bine, sângele care merge către cap se blochează și sportivul poate să-și piardă cunoștința dacă nu renunță la luptă rapid și este efectiv ca și cum ai spune că este mort, dar el își revine în 10-15 secunde fără nicio consecință ulterioară. Tata a venit cu frățiorii mei care la vremea respectivă au 7 și 8 ani într-un moment exact când unul dintre sportivi a pățit o chestie de genul ăsta și vedeam pe fața lui și pe copilul că erau complet îngroziți și în momentul ăla cumva mi-am dat seama că i-au înțeles de ce fac eu acolo. A fost la un moment dat, eu am participat în majoritatea cazurilor, am participat la competiții în străinătate, am avut o competiție, o gală, o strângere de fonduri pentru un caz social de la noi din comunitatea de jiu-jitsu brazilian și a venit la o competiție și i-a plăcut. Vreau să te întreb dacă vreodată, pentru că, uite, am stat de vorbă și cu Amato Zaharia și cu fiii lui despre treaba asta și te-ai confruntat vreodată în viața de zi cu zi, în viața ta obișnuită, de o chestie de stradă, cum s-ar spune, unde ai putut cumva să te salvezi, nu știu, să te scuți sau să ajuți pe cineva? Adică mai există lucrurile astea, se mai întâmplă, că noi trăim așa într-o bulă, știi? Și trăim cu impresia că, vai ce societate avansată suntem noi și vai ce disciplinați suntem noi, că în realitatea nu e chiar asta. Cred că cine merge cu mașina prin București zi de zi își dă seama că nu suntem foarte avansați din punct de vedere al civilizației și al reacțiilor violente. E frumos oricum, adică... Da, da. Am avut câteva situații, din păcate, strict în zona de autoapărare. Stilul pe care eu îl practic e un stil care se bazează foarte mult pe prinderi, pe forțarea articulațiilor, pe strangulări și mai puțin pe lovituri. Și oamenii, în momentul în care îi prinzi în aceste procedee sau îi duci la sol, pentru că la noi foarte mult din acțiune se petrece la sol, au o situație în asta de panică complet și se blochează și renunță cu totul la luptă. Și mi s-a întâmplat de câteva ori și s-a rezolvat destul de repede. Și la ce mă gândeam, a fost o știre care a fost destul de viralizată pe internet în ultimele zile. Un grup de o inteligență moderată, mă rog, mai puțin pe, mai un pic pe minus acolo, dar așa, s-a luat de un motociclist în trafic și au ieșit, a ieșit primata din ei și a spus: dăm cu pumnul în masă. Și acel om era din trupele speciale antrenate în Kosovo. Știu, și a rezolvat pe toți trei și erau toți trei foarte cuminți când a venit poliția și când a venit toată lumea să rezolve situația. Nu încurajăm, bineînțeles, astfel de inițiative, dar încurajăm mersul către o instituție specializată care să vă arate felul în care puteți să vă apărați de astfel de situații, pentru că, Doamne ferește, nu suntem toți la nivelul de dezvoltare socială, emoțională pe care ni-l pretindem la noi. În antrenamente vorbim foarte mult și de prevenție și vorbim în special de ceea ce se numește verbal jiu-jitsu, adică un jiu-jitsu pe care îl folosești prin cuvinte, pentru că conflictul, și dacă ești inteligent, conflictul se rezolvă în faza pe care noi o numim de preconflict, până să dai drumul la lovituri de pumn, picior sau și așa mai departe. Și dacă tu nu ai capacitatea de a rezolva acolo, în această confruntare, situațiile în care cineva vrea să ne facă rău iminent, vrea cineva să vină să-ți dea cu o bâtă în cap sau să-ți bagi un cuțit efectiv în tine, sunt atât de limitate și pe acelea nu le rezolv cu absolut nimic, nici arte marțiale, poate nici cu o armă. Bine, pe la spate, noaptea, ți-am fipt un cuțit și s-a terminat. Orice alte situații în afară de asta sunt niște jocuri de putere și de dominare. Pentru că chiar și în momentul în care cineva spune un cuțit și zice dăm banii, el vrea să te domine, ca să-i dai banii. Și atunci îi dai banii și nu stai să dovedești tu că ai făcut nu știu câți ani de arte marțiale și te trezești tăiat pentru tot. Uite, Tudor, cineva zice: dom'le, dacă cineva vine la mine, un adversar, să numim așa, cu cuțitul sau cu o bâtă, mai am șanse să mă apăr. În schimb, dacă aruncă cu o piatră de la 20 de metri, îmi dă direct în cap. E mult mai periculos, spunea acela, o piatră decât un cuțit sau o... Nu știu dacă a făcut arte marțiale, dar când stai față în față cu cineva și vezi un pumn și te ferești de la 1,5 m, la o piatră de la 20 de metri, sigur ai și timp să o mai privești așa de la distanță. Depinde cum stai cu dioptriile, știi? Și asta e adevărat, și asta e adevărat, da. Eu vreau să te întreb, copiii merg pe urmele tale? Îi îndrepți către această frumoasă disciplină? Eu am un băiețel de 6 ani, cum spunea tata, ne pregătim să intrăm în clasa 0 cu el. Asta e prioritatea acum. Da. El face jiu-jitsu brazilian și el a înțeles că în viață sunt niște chestii care sunt obligatorii și niște chestii care se negociază. Chestiile care sunt obligatorii sunt foarte puține. Una dintre ele este mersul la doctor, vaccinurile, spălatul pe dinți, etc. Și unul dintre ele este sportul. El are, poate să negocieze orice sport vrea să facă, dar va trebui să facă un sport pentru că sportul este obligatoriu. Și am mers acum, ieri a fost cu el la un antrenament de box. Cum spuneai tu, sala era așa cumva mai rudimentară și nu i-a plăcut, pentru că el știe, obișnuit cu sălile noastre care arată impecabil. Și eu am încercat să explic că în viață, în momentul în care vrei să înveți ceva, e mai important conținutul decât ambalajul. Dar e 6 ani și într-adevăr face jiu-jitsu brazilian, a făcut și handbal. Vreau să facă sport pentru că cred că e important sportul în general și în special artele marțiale, că e vorba de ceva foarte clar. Adică face jiu-jitsu brazilian, face constant, mâine are un antrenament, face antrenamente private cu antrenorul nostru, cu Marius Stan, care este perfect făcut pentru treaba asta, pentru lucru cu copiii și îi place foarte mult. Mă gândeam la asta de la antrenamentul pentru copii, pentru că e mult mai dificil să antrenezi un copil, să-l ții focusat acolo și să-i menții atenția sporită. Să știi că mai vorbeam noi cu antrenori de la polo, de la basket, de la fotbal, de la volei, de la toate sporturile posibile. E foarte greu să-i ții conectați acolo. Trebuie să ai un dar către ei ca să poți să scoți ceva și să poți să vezi dacă un copil are talent. Tu cum vezi, că tu lucrezi la altă categorie de vârstă, cum îi vezi că sunt talentați și predispuși la a lua o medalie? Cred că e foarte greu să minți meseria asta de dascăl în general, adică de a învăța pe cineva ceva. Într-adevăr, avem exemple nenumărate, mai ales din sistemul nostru de învățământ. Profesori care își greșesc vocația și sunt acolo doar ca să mai iau un salariu. Și mai multe decât avem, de fapt, niște generații care... Generații noastre probabil că chiar și din punct de vedere economic avem mari probleme cu educație, cum e și așa mai departe. Însă noi ne axăm la Absoluto în special pe acest criteriu, această legătură pe care antrenorii o pot crea între ei și elevi, fie că e vorba de copii, fie că e vorba de adulți. Și în special că spuneai de copii, cu copii este greu de lucrat. Mie mi-ar fi foarte greu, pentru că eu sunt genul care sunt foarte... libertin și jucăuși cu ei și mai mult ca sigur mi s-ar sui în cap și n-am mai face niciun antrenament. Și tot timpul este un echilibru fin între cât de mult îi lași să se joace și să fie un antrenament palpitant pentru ei și cât de mult îi și disciplinezi ca să înveți acea disciplină de care au nevoie și la fel să nu ți se urce în cap să nu mai poți să faci antrenamentul. Pe asta spunea un coleg de la fotbal care spunea: eu degeaba stau cu gura pe ei, degeaba le spun trebuie să faceți exercițiul ăsta și sunt un pic mai nervos, că ei au trecut o vrabie și ei toți se uită. Deci sunt distrași imediat. Iarăși cred că dacă ne uităm la performanță facem niște greșeli. Eu le spun antrenorilor de la grupele noastre de copii: copiii trebuie să stea în sală, să facă sport. Nu contează ce medalii au. La 6, 7, 8, 10, 12 ani nu ne interesează performanța. Dacă un copil stă până la vârsta de 18, 21 de ani, când începe marea performanță și face sportul ăsta într-un mediu profesionist, nu are cum să nu învețe chestia aia. Și, repet, pe noi trebuie să ne intereseze ca un om care, dacă un copil s-a venit la 5 ani și el până la 20 de ani a făcut 15 ani de arte marțiale, nu are cum să nu vedem o schimbare majoră în viața lui. Indiferent că a luat o medalie sau nu. Și pe noi aia trebuie să ne intereseze. Ce se întâmplă cu omul ăla în momentul în care iese în societate? Pentru că el dacă se duce și are un meci de 5 minute sau de 10 și a luat o medalie de aur, ok, pe tine sau pe tine nu o să te intereseze, poate nici n-auzi de știrea asta despre noi. Dar în momentul în care iese în societate, sunt acele lucruri pe care le poți învăța într-o sală de arte marțiale care să-ți folosească mai departe. Și pe noi asta ne interesează. Te provoc să-i spui asta genului acela de mamă care vine și spune: da, dar cu tare cât a luat? Da, cu tare ce medalie a luat? Da, copilul meu de ce nu ia? Dar chiar da, eu cred că noi de multe ori antrenăm și părinții, nu doar copiii. Ai probleme cu părinții? Că uite, la fotbal ne spuneau că au probleme cu părinții venind. Eu nu antrenez grupele de copii, antrenez grupele de performanță. Situații sunt foarte rare, pentru că cumva lucrurile sunt foarte profi așezate la noi și cumva ei înțeleg mesajul pe care noi îl transmitem și faptul că noi vrem să-i facem să fie sănătoși, să se dezvolte armonios, să fie disciplinați, să aibă încredere de sine, să învețe leadership și mai puțin că ăsta e mai bun decât celălalt și așa mai departe. Toți sunt buni dacă sunt acolo, probabil. Exact. E cel mai important. Exact. Eu spun, am oameni care vin la 40-45 de ani la sală, încep să facă jiu-jitsu brazilian și îmi spun: Doamne, îmi pare atât de rău că am început atât de târziu. Și eu le spun: trebuie să ne pare rău doar de cei care nu se apucă niciodată. Te-ai apucat la 45 de ani, nicio problemă. Da, părinții pot asista la antrenamentele copiilor? Cum este relația cu dumnealor? Pot să vină, mai ales în perioada asta cu COVID-ul. Am avut niște reguli destul de stricte, a trebuit să aștepte afară și așa mai departe, dar în general cumva fluctuăm. Pe unii îi lăsăm, mai ales dacă sunt la început, copilul trebuie să se acomodeze. Ulterior e mult mai bine ca părintele să stea afară și să nu aibă tot timpul această interacțiune între copil și părinte, dar suntem destul de flexibili. E important. În această perioadă de COVID vorbeam și cu Ionuța Todireasa și ne spunea că a fost mai dificil cu organizarea, dar totuși lucrurile au mers destul de bine pentru voi, pentru că ați reușit să vă adaptați, mă rog, cât au fost deschise sălile, să vă adaptați condițiilor și lumea să vină în continuare la antrenamente? A fost greu pentru noi cu COVID. Eu am un partener în Absoluto, Camil Moldoveanu, este cel mai titrat sportiv din jiu-jitsu brazilian, are 7 titluri europene și 5 titluri mondiale și ulterior a devenit asociatul meu în Absoluto. Și a fost foarte greu pentru că nu se mai făcea sport, nu mai aveai voie să intri în săli, oamenii nu mai aveau voie să se apropie și noi trebuia să ne tăvălim pe acolo, pe la sol. Și, repet, lecțiile pe care le înveți în artele marțiale sunt că intri într-un meci și ăla te domine și dă cu tine de pământ și te strânge de gât, dar tot timpul poți să ai o tehnică pe care să o aplici în ultima secundă și să câștigi, sau poate astăzi ai pierdut, dar te întâlnești cu el peste o lună la o altă competiție sau peste 2 ani și niciodată nu trebuie să te oprești, pentru că în momentul în care te-ai oprit, atunci ai pierdut. Și cumva, în momentul în care ne-a lovit pe noi pandemia și am fost foarte afectați, în special, ca să zic, din punct de vedere financiar, a trebuit să muncim și mai mult, lucruri pe care înainte poate nu le făceam atât de strict, în special zona de marketing, poate promovările pe social media, trebuie să fim mult mai focusați și a fost ca un șut în spate care ne-a împins să facem lucrurile mult mai bine. Da, spuneai foarte devreme că marea masă de participanți este cea mai importantă în jiu-jitsu brazilian. La europene, din păcate, n-a venit cu medalie, dar la mondiale trebuie să echilibrăm balanța, nu, Tudor? Ne dorim foarte mult. Eu cred că rezultatele pe care clubul meu, comparând cu nivelul mondial, suntem mici. Există niște organizații foarte puternice, în țări foarte multe resurse. Faptul că, de exemplu, campionatele mondiale sunt de fiecare dată în Statele Unite sau în Abu Dhabi, nu-și permite oricine să meargă, să le plătim sportivilor să meargă acolo și faptul că nu avem acces la competiții și așa mai departe, suntem defavorizați. Și de-aia spun eu că în momentul în care noi obținem la nivel internațional niște rezultate sportive, fie că este în sportul nostru, fie că este în sporturile despre care vorbim, la Jocurile Olimpice, ele sunt niște excepții, ele nu sunt norma. Noi nu ar trebui să fim acolo. Noi nu suntem o țară de nivelul care am fi, să nu zic ce nivel suntem, și sportul trebuie să fie și el un rezultat al societății. Noi nu putem să avem o societate de lumea a treia cu niște rezultate sportive de lumea a întâi. Sau cu așteptări. La Jocurile Olimpice, în contextul în care oamenii aia se chinuie, la propriu se chinuie și se tărăsc. Adică, și revin la discuția care a fost în spațiul public legat de reacția Ana Mariei Brânză Popescu, care toată lumea s-a apucat să critice în stânga și în dreapta, că vai ce nepoliticos. Nu, nepoliticos este să te ferești de adevăr, să spui vai mulțumesc că m-ați ajutat, când colo nu m-ați ajutat cu nimic. Deci... Eu aș face poate chiar un documentar, dar aș face niște campanii, în special în social media, cum ales tinerii acum stau numai pe social media, și aș arăta ce înseamnă viața unui sportiv în afara competiții. Ce se întâmplă cu el în spate? Chiar am ascultat un podcast recent cu Michael Phelps, care 6 ani, incluzând 2 Jocuri Olimpice, în acești 6 ani nu și-a luat nici măcar o zi de pauză. Gândiți-vă că e un sport în care omul ăla 6-8 ore pe zi se bagă cu capul într-un bazin, 8 ore vede o singură linie în continuu și el dă din mâini. Da, într-o sală în care e umezeală maximă și el timp de 6 ani, în fiecare zi, fără o zi de pauză, a făcut același lucru. Că l-a durut mâna, că l-a durut piciorul, că era rău, că n-avea chef. El a fost acolo zi de zi. Și noi trebuie să apreciem munca, că asta încerc să-l învăț și pe fiul meu, să-l învăț că trebuie să aprecieze munca și nu rezultatul. Pentru că rezultatul la un moment dat o să vină sau nu o să vină, dar munca este cea care îți dă ceva. Așa este. Tudor, spune-ne, te rog, pe scurt, pentru că mai avem câteva secunde, unde te găsim și pe ce rețele de socializare și cum? Site-ul nostru este absoluto.ro, Absoluto Fighting Center se numește pe canalele de social media, Tudor Mihăiță pe Instagram și pe Facebook. Și invităm oamenii la arte marțiale și nu doar, ci la sport. Tudor, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Ne-ai oferit o lecție nu doar despre sport, ci și despre societate și lumea în care ne învârtim acum. Dar ce să vedeți, din păcate, timpul nostru a ajuns la final. Ionel, mulțumesc tare mult pentru prezență. Ce să vedeți, ne vedem și mâine, tot de la ora 17, cu alt invitat și alt sport. O seară frumoasă!